Noua conducere Taro va anula mai multe curse neperformante, unde gradul de încărcare era de 25%, iar avioanele zburau cu doar 10 pasageri la bord, a anunțat ministrul transporturilor de la București, Răzvan Cuc. Este vorba despre curse care au fost introduse fără niciun studiu de rentabilitate, precum Sibiu-Stuttgart, Sibiu-München, Timișoara-Chișinău, Timișoara-Stuttgart, Paris-Cluj și Paris-Timișoara, a menționat ministrul. Potrivit acestuia, noua conducere a Tarom va trebui să facă de urgență un audit și să anuleze aceste curse. Răzvan Cuc a menționat că la nivelul întregii companii Tarom, gradul de încărcare în 2017 era de 72%, iar acum este de 64%. Cuc a reiterat că managementul defectuos a fost motivul schimbării conducerii Tarom, întrucât în 2017 compania a avut pierderi de 172 de milioane de lei, dintre care 40% doar în perioada octombrie-decembrie, după venirea lui Ulf la conducerea companiei.